Bine v-am găsit, săgetători! Voi face etalarea pentru sâmbătă și duminică, 3 și 4 iulie 2021. Este o etalare pentru relații. Nu vă gândiți că este numai sâmbătă și duminică, după aia vă schimbați și faceți altceva. Este un aspect care poate să vă influențeze, poate mai mult timp, sau chiar vă influențează de mai mult timp. Este un aspect, am zice, specific unei relații personale, o relație de afaceri sau poate chiar o relație de iubire, o relație cu protector, cu prieteni, fiecare după cum își se regăsește. La baza pachetului aveți fericirea. În această relație voi vă doriți fericire, strălucire, căldură. Trebuie să privim acest soare, el poate să ne dea aspecte benefice, deci dacă are ce evapora, putem considera acest soare benefic. Dacă este după o perioadă de secetă, poate să nu mai fie atât de benefic. Deci acestea sunt aspectele pentru acest soare. Haideți să vedem cum este relația voastră. Este eremitul. Ce aduceți voi în relație? Ce aduce partenerul în relație? Cum percepeți relația? Cum percepe relația? Relația voastră este într-un moment în care aproape că, cum să spun, mergeți cu gândul spre filozofie, spre o dezvoltare de sine, o relație foarte profundă, o relație în care nu vreți să ieșiți prea mult în evidență, preferați să rămâneți cumva în umbră în această relație, nu vreți să fiți vizibili, adică nu căutați atmosfera asta așa, cu multă lume, cu distracție, multă. Voi prefera să fiți singurei. Cam ăsta e cuvântul potrivit. Tăcuți și mai retrași. Ce aduceți voi în relație, săgetătorii? Aduceți forța, puterea. Este acea, să zicem, arcană care arată că sunteți capabili să vă atingeți scopurile în orice situație, pentru faptul că știți să îmblânziți fiara fără să aveți biciul în mână, dar totuși acest personaj are o cupă în mână, este o cupă cu foc, este acel foc al inimii, al minții, adică, am zice, o mobilizare, trup și suflet vă ajută să țineți sub control această relație, să fie o relație, ce aduceți voi, săgetători, în această relație. Partenerul vostru sau partenera voastră aduce secrete, cum zice, o prea marea preoteasă. Marea preoteasă poate să reprezinte și secrete, intuiție, mister, misticism, poate să reprezinte și forțe oculte. Cam acesta ar fi aspectul pe care îl aveți în această relație. Secrete, poate să fie un aspect pe scorpion sau pe rac din partea acestei persoane. Cu toate că eu vorbesc de săgetător și săgetătorul, el nu prea se înțelege cu racul, dar, în fine, poate că e un alt tip de relație. Dacă persoana respectivă are un aspect pe scorpion sau pe rac. Dar, așa cum am spus, trebuie să vă gândiți la aspectul de misticism, de forțe oculte, mistere, secrete. Cum percepeți voi relația? O percepeți ca pe un obstacol. Reprezintă îndrăgostiții, reprezintă o situație la care poate să fie și
dragoste, dar poate să fie și o situație în care trebuie să faceți o alegere între viciu și virtute. Trebuie să alegeți între două drumuri opuse. Această alegere nu puteți să o amânați, trebuie să o faceți. În schimb, partenerul percepe această relație ca pe judecata. Este un aspect karmic. Este o schimbare pe care o gândește partenerul vostru să o ia în această relație și această schimbare este o schimbare care să îl ducă exact spre ceea ce trebuia să facă. Adică fiecare, nu, când venim pe lume, trebuie să facem ceva pentru a ne corecta karma, pentru a ne dezvolta ca persoane. Și atunci apare această arcană care spune că trebuie să luăm o schimbare, ținând cont de providență. Providența poate să-i releve ce schimbare poate să ia. Este o schimbare pe care singur o decide. Aceasta a fost etalarea. Eu vă doresc un sfârșit bun de săptămână.